vocile vacanței. Litoral 2013. Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit! Bună ziua și dragi telespectatori! Suntem Liviu Predescu și... și Simona Buiuca. Și vă invităm să fiți alături de noi la Vocile Vacanței Litoral 2013, a treia etapă, o etapă în care veți putea audia artiști prezenți chiar aici, la restaurant Club Arlechin din Mamaia, cei care își doresc să devină vocea litoralului 2013. Vă spuneam, este o competiție realizată în colaborare de către Radio Vacanța, Radio Constanța, Litoral TV și Club Restaurant Arlechin. Astăzi vom asculta piese alese chiar de concurenți. Sperăm să ne încânte și de această dată, dar înainte să dăm start, trebuie să prezentăm și juriul, bineînțeles. Avem un juriul schimbat la această a treia ediție sau a treia etapă. Deja sunt schimbați și cei cunoscuți, dar avem și persoane noi în juriu. Pentru că vă spuneam, deja a început vacanța pentru toată lumea, copiii au terminat cu școlile, au terminat și cu bacalaureatul, chiar avem o participantă care a trecut cu bine, bacă felicitări, o să aflați mai multe în minutele următoare, să-i anunțăm pe cei din juriu, da? Și o să începem cu domnul Gabi Soare. Gabi Soare, amicul cel mare, un om pe care cu siguranță îl vedeți în emisiunile de la Litoral TV. Cristian Tarcea, vă spun de pe acum, unul dintre primii trei producători și dacă nu va fi așa, va fi primul. Domnul Cornelius Troie. Ei, când spui Cornelius Troie, spui istoria jazzului și bluesului românesc și internațional. Poate cel mai bun reprezentant al percuționiștilor din Constanța. Doamna Liliana Cornilă. Asistent universitar doctorand la Universitatea Ovidius și tot ceea ce înseamnă frumos la licor, Constanța. Și domnul Stelu Enache. În fața căruia mă plec, este un om care m-a înțeles și care a pus la dispoziția dumneavoastră această frumoasă încăpere în care realizăm producția Vocile Vacanței Litoral 2013. Putem da start concursului și vom începe cu categoria 10-16 ani. Ei bine, o invit lângă mine pe Daria Nicoleta Peltea din Medgidia. Are 10 anișori. O să rog pe colega mea să-i mâneze puțin microfonul. Vreau să o întreb. Gata, școala, da? Da. Ce ne vei cânta astăzi? Norocul meu e mama mea. Mulțumim frumos, să fie norocul fiecăruia. Mama este cel mai frumos lucru care ni se întâmplă nouă. Mult succes, Daria. Noi ne retragem. Mulțumesc. Rai, mirosul florilor de mai. Mama-i coana ochilor, e roua zorilor și tainicul meu dor. Mama-i ocean de bucurii, e suflet plin de bogății. Primul cuvânt ce l-am rostit și somnul liniștit pe câmpul înflorit. Primul cuvânt ce l-am rostit și somnul liniștit pe câmpul înflorit. Norocul meu e mama mea. Toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea. Norocul meu e mama mea. Mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea. N-a fost și nu va fi ceva mai drag și scump ca mama mea. Mai blând și cald ca ochii ei, ca ridul lacrimei,
rostit la pieptul ei. Mama e tot ce am mai spus. Cât voi trăi pe acest pământ, în viața mea oriunde-aș fi, la ea mă-mi voi gândi, de dor mă voi topi. Norocul meu e mama mea, mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea, norocul meu e mama mea, mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea, norocul meu. Mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea, mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama. Daria Nicoleta Peltea, frumoasă piesă, o piesă pe care aș vrea să o dedic și eu mamei mele, dacă îmi permiți. Da. Ți-a fost greu să-ți alegi această piesă? Nu, mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur foarte tare și să știi că ți-a ieșit foarte bine. Perfect, mulțumesc. Mulțumim mult și o invit alături de noi pe Cătălina Mihai, 16 ani, din Hârșova. Ce ne vei cânta? Piesa Any Man of Mine, Shania Twain. Wow, succes! Mulțumesc! Any man of mine better be proud of me. Even when I'm ugly, he still better love me. And I can be late for the day, that's fine, but he better be on time. And any man of mine still fits just right when last year dress is just a little too tight. And anything I do or say better be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah, 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 I like it that way. Any man of mine better walk the line, better show me a teasing, squeezing, pleasing kind of time. I need a man who knows how the story goes. He's gotta be a heart beating fine, beating birth, taking earth, taking time. Any man of mine. Woo! Well, any man of mine better disagree when I say another woman's looking better than me. And when I cook him dinner and I burn it like it, better say, yeah, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah, 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 I like it that way. Any man of mine better walk the line, better show me a teasing, squeezing, pleasing kind of time. I need a man who knows how the story goes. He's gotta be a heart beating fine, taking birth, taking earth, taking time. Any man
breathing, squeezing, pleasing kind of guy. I need a man who knows how the story goes. He's gotta be a heart beating, fine breathing, birth making, earth aching kind. Any man of mine. Gotta shimmy, shake, make earthquake, kick, turn, stomp, stomp, then you jump, heel to toe, do-si-do, till your boots wanna break, till your feet and your back ache, keep it moving till you just can't take anymore. Come on everybody, on the floor, one, two, a three, four, up, two, up. And if you want to be with me, you know what you have to do. Because this is what a woman wants. Any man of mine. Da, dacă am fi fost în Statele Unite, cu siguranță am fi ascultat stilul country aproape zi de zi la radio și la televiziune. A fost Mihai Cătălina, 16 ani, din Hârșova. Cu siguranță melodia asta rămâne un hit interpretat de Shania Twain. Mulțumim mult! Mulțumesc. Mult succes! Se pregătește o tânără de 10 ani din Eforie Nord. Puțin mai devreme mi-a spus că a stat în piscină cam toată ziua și că mănâncă înghețată și juriul să fie un pic mai atent. Așa că uite, s-a terminat școala și vrea să te distreze, dar a venit și astăzi la competiție. Se numește Cosma Roxana Ioana, 10 ani din Eforie Nord. Ce ne cânti astăzi? O portocală. O portocală, ar fi bună o lămâie, un șodou pentru voce, dar până una alta, jurul să fie atent. Cosma Roxana Ioana, 10 ani din Eforie Nord, ne oferă o portocală. Mult succes! Portocală, soare negra, și el, o portocală.
Bravo! Frumoasă piesă! Anda Călugăreanu, Gabi Soare, ți-aduce aminte, da? Când am făcut și eu mini playback, m-am deghizat în Anda Călugăreanu. Cine ți-a dăruit portocala? Profesorul meu. Profesorul tău, foarte bine, îți mulțumim. Cosma, Roxana, Ioana, 10 ani, din Eforie Nord. Hei, următoarea concurentă trebuia să fie Constantin Andra Iulia, dar s-a retras din păcate, așadar o invit alături de mine pe Nazâru Andra Ioana din Megidia. Are 14 ani. Ce ne vei cânta? Mercy, Daffy. Wow, succes! Mulțumesc! Hit the beat and take it to the verse now. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got begging you for mercy. Why won't you release me? I said release me. Now you think that I will do something on the side, but you got to understand. Aplauze, aplauze, aplauze. Andra Nazâru, 14 ani din Megidia. Nici tu să nu te mai duci la piscină, te rog frumos, da? Mulțumim frumos. Dragi prieteni, nu uitați emisiunea Vocile Vacanței Litoral 2013. Se transmite pe 100.1 FM Radio Vacanța vinerea de la ora 13 și 10 minute la ora 14. Atenție, prima secțiune. Iar duminică de la ora 18 și 7 minute la ora 19, secțiunea a doua.
Iar pe frecvențele de unde medii, 909 kHz AM Radio Constanța, sâmbătă de la ora 11 la ora 13. Și pentru că Litoral TV este alături de noi, să anunțăm că emisiunea Vocile Vacanței Litoral 2013 se transmite vinerea de la ora 20 și 30 de minute, iar în reluare duminica de la ora 12 și luni de la ora 3. Revenind la cea de-a treia etapă a concursului Vocile Vacanței Litoral 2013, categoria 10-16 ani, o invit pentru dumneavoastră acum în scenă și aș vrea să o aplaudați. Are 13 ani, vine din Constanța și se numește Niță Bianca. Acum vă povestesc ceva frumos. Am cunoscut-o când avea 5 ani jumătate. Era pentru prima oară când mergeam la un festival să propun un copil. Se numea Niță Bianca, nu știam nimic de această persoană. Am mers la acel festival la Galați, nu m-a făcut de rușine, a luat locul întâi, iar astăzi este aici, pe scena emisiunii concurs, Vocile Vacanței Litoral 2013, are numai 13 ani și încă o dată aplauze, Niță Bianca. Ia să ne spui, Bianca, ce ne vei cânta astăzi? Voi interpreta piesa Price Tag. Mult succes! Ok, coconut man, moonheads and me. You ready? Seems like everybody's got a price. I wanna hold it sleep at night. When the sales come first and the truth comes second, just stop for a minute then. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a shade in your eyes and you heal so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're pain and we're love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price. Bling, bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Okay, we need to take it back in time. When music made us all unite. And it wasn't low blows and videos. I'm not the only one getting tired. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we're fulfilling all. Bling, my bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a, cha-ching, cha-ching. Ain't about a, yeah. My bling, wanna make the world dance. Forget about the price. Forget about a price tag.
Bianca Niță, 13 ani, din Constanța. Vreau să vă spun că de data asta au avut piese alese chiar de ei. Dar în următoarea etapă vă aveți la alegere stilurile pop sau rock. Spune-mi repede, repede, ce o să-ți alegi? Pop sau rock? Undeva între. Între. Pop-rock. Foarte bine, mulțumim, Niță Bianca. Și încheiem categoria 10-16 ani cu Denisa Ștefania Lucan, 12 ani, din Năvodari. Ce ne vei cânta? Vă voi cânta piesa Euforia. Mult succes! Mulțumesc! Why can't this moment last forevermore? Tonight, tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up. Euphoria, a never-losing peace abide. A bit of love within my heart. We're going up. We're all alone in our universe. We are free, where everything's allowed and love comes first. Forever and ever together, we sing into infinity. Oh, we're higher and higher and higher. We're reaching for divinity. For divinity. Ei, da, aplauze! Lucan, Denisa, Ștefania, 12 ani, Năvodari. O să te rog să-i dai colegii mele de prezentare microfon, să rămâi aici, nu pleca, pentru că tu ai încheiat categoria 10-16 ani în cea de-a treia etapă a concursului Vocile Vacanței Litoral 2013. Haideți să invităm pe toți cei care au participat în ordine. Peltea Daria Nicoleta, 10 ani, din Megidia. Mihai Cătălina, 16 ani, Hârșova. Cosma Roxana Ioana, 10 ani, din Eforie Nord. Nazâru Andra Ioana, 14 ani, Megidia. Bianca Niță, 13 ani, din Constanța. Și alături de mine și de Simona Lucan, Denisa Ștefania, 12 ani, din Năvodari. Încă o dată să anunțăm și juriul Gabi Soare, amicul nostru, amicul vostru, amicul tuturor celor care doresc muzică bună. Cristian Tarcea. Cu siguranță, unul dintre cei mai buni producători de acum încolo, de aici, de la țărmul Mării Negre. Domnul Cornelius Troie. Cel mai bun percuționist pe care l-am cunoscut și pe care și dumneavoastră îl știți, doar atât voi spune, un om. Doamna Liliana Cornila. Asistent universitar doctorant la Universitatea Ovidius și frumusețe, eleganță, Licor Constanța.
și domnul Stelu Enache. Datorită lui realizăm aici Vocile Vacanței Litoral 2013. Dragi ascultători și stimați telespectatori, rămâneți alături de noi. În câteva momente revenim cu secțiunea a doua, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 22 de ani. Vocile Vacanței Litoral 2013. Vocile Vacanței Litoral 2013. Dragi ascultători și stimați telespectatori, revenim cu această categorie 16-22 de ani în etapa a treia emisiunii concurs Vocile Vacanței Litoral 2013. Și până una alta, pentru cei care n-au ascultat sau nu ne-au vizionat, vă spuneam că avem un juriu schimbat la această a treia etapă. Și vom începe cu domnul Gabi Soare. E, păi el nu-l schimb, că asta e. Gabi Soare este un amic de-al meu de foarte mulți ani. Mulțumesc pentru că rămâne alături de noi. Cristian Tarcea. Ei, despre el pot să tot vorbim până la finală, pentru că el va oferi melodia în prima audiție. Domnul Corneliu Stroie. Un om și mă plec în fața lui. Doamna Liliana Cornilă. Asistent universitar doctorand, atenție mare, dacă aveți 17-18 ani și vreți să mergeți la Universitatea Ovidius, ar fi bine să luați legătura de pe acum cu doamna Liliana Cornilă, dar dacă vreți să vă îmbrăcați frumos, să cunoașteți ce înseamnă eleganța, apelați la dumneai. Și domnul Stelu Enache. Un om care cântă, un om care știe ce înseamnă afacerile, un om în adevăratul sens al cuvântului. 16. Mulțumim juriului și putem să începem cu a doua categorie. Avem un băiat, îl prezinți tu? Îl prezint eu, te rog. Gal Dorin, 20 de ani, din Năvodari. Aplauze, 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 mult succes! O să te rog să iei tu microfonul ăsta să-l întreb dacă tot l-ai prezentat tu. Ok, ce ne vei cânta? Jason Mraz, I'm Yours. Wow, mult succes! Well, you done me and you know I felt it. I tried to look good, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be keeping it my business. Then nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate. No more, it cannot wait. I'm yours. Hey, hey. Open up your mind and see like me. Open up your plans and set me all free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's all God-forsaken right to be love, 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 love. So I won't hesitate no more. All time is short. Checking my tongue in the mirror, I'm bending over backwards to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, so I drew a new face and I laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities, just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is a virtue, but I won't hesitate no more. No more, it cannot.
cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, cause the sky is sure. This, oh, this, oh, this, this is our fate. I'm yours. Hey, da. Ia stai tu puțin aici. Aș vrea niște aplauze. Am început cea de-a doua categorie de vârstă, da? 16-22 de ani, Vocile Vacanțe Litoral 2013, 20 de ani, Năvodar Galdorin. Ia să ne spui, vii de la muncă sau nu? Astăzi nu, astăzi nu. Astăzi n-a venit de la muncă, dar vă spun că a învățat în străinătate. Îi mulțumesc pentru faptul că vine la Vocile Vacanței. Îi doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Și vreau tot cu aplauze, pentru că pe aici s-ar putea să se ascundă printre participanții la Vocile Vacanței Litoral 2013, Vocea Litoralului 2013, nu fac lobby pentru că voi spune la fiecare participant acest lucru, dar pentru că a venit din Megidia, pentru că s-a apucat de cântat de vreo 2 ani de zile. Este o luptătoare, se numește Moise Andreea Rariana și are 19 ani. Andreea sau Rariana, cum vrei să spun? Rariana. Rariana, ce ne vei cânta astăzi? When You Believe. When You Believe? Crezi în muzică sau crezi mai mult în tine? În mine. Mult succes, atenție mare. Mulțumesc. Juriu, este o mare luptătoare și o voce cu tupeu. No proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Wow, yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when pray so often proves in vain, hope seems like the summer birds so swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never told I say. There can be miracles when you believe. The hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you can see you waste it through the rain. A smile but still receive your voice says
help is very near. Yeah. Andreea Rariana, 19 ani, din Medgidia. Frumoasă voce, frumoasă piesă, mulțumesc. Frumoasă ținută. Mulțumesc. Sunt convinsă că data viitoare îți vei alege o piesă rock. Da. Da, am zis bine. Mulțumim foarte mult și o invit alături de mine pe Nadia Florentina Chelariu, 17 ani, din Năvodari. Ce faci? Foarte bine. Pregătită? Da. Ce ne vei cânta? Voi interpreta melodia Nu te pot ierta a Monica Iangel. Mult succes! Mulțumesc frumos! Tot ce-am vrut era iubire, dar tu nu m-ai ascultat. Ultimul strop de fericire, în ochii mei a lăcrimat. Aș fi vrut măcar o clipă să înțeleg ce s-a întâmplat. Tu ai trătat iubirea noastră și atâta vreme ne-a legat. Nu te pot ierta, e prea târziu acum. Oricât ai nu mă-ntorc din drum. Nu te pot ierta, nu vreau să mă rănești. Astăzi voi pleca, n-ai cum să mă oprești. Câte nopți s-au stins în zorii în care eu te-am așteptat. Și câte ploi au dus și norii din ochii mei ce-au lăcrimat. Atâtea vise și
oprești. Nu te pot ierta, e prea târziu acum. Oricât ai încerca, nu mă-ntorc din drum. Nu te pot ierta, nu vreau să mă rănești. Astăzi voi pleca, n-ai cum să mă oprești. Aplauze, 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 Nadia Florentina Chelariu, 17 ani, ce fete frumoase sunt la Năvodari. Nu știu de unde... Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Ați ascultat-o, de iar în continuare vă invit să fiți alături de cea care are 19 ani, pe care aș dori să o aplaudați pentru că a dat bacalaureatul și l-a luat. Se numește Ramona Mihaela Stamate, vine din Hârșova, un oraș frumos în care realizăm multe manifestări, Radio Constanța și Radio Vacanța. Și o să rog să rămâne aici, pentru că tot am anunțat de Radio Constanța și Radio Vacanța, vreau să vă spun și dumneavoastră, că emisiunea Vocile Vacanței Litoral 2013 se transmite pe 100.1 FM Radio Vacanța, vinerea de la ora 13 și 10 minute la ora 14, atenție, prima secțiune, iar duminica de la ora 18 și 7 minute la ora 19, secțiunea a doua. Dacă sunteți în județ și ne ascultați pe unde medii 909 kHz AM Radio Constanța, sâmbătă de la ora 11 la ora 13, ambele secțiuni. Și pentru prietenii telespectatori de la Litoral TV, vinerea de la ora 20 și 30 de minute, iar în reluare duminica de la ora 12 și luni de la ora 3. Ramona Mihaela Stamate, 19 ani din Hârșova. Emoții mari? Nu. Dacă n-a avut emoții nici la bacalaureat, n-are emoții nici astăzi aici. Ne vei cânta ceva frumos? Din repertoriul Cristinei Aguilera, You Lost Me. Sperăm să nu te pierdem și să mergi până în finală. Dragi prieteni, haideți să o aplaudăm și să o încurajăm. Stamate, Stamate Ramona Mihaela! I am done smoking and we've lost it all. She has won, now it's no fun, we've lost it all, the love is gone, and we had magic, and this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself.
story, and we were sweet. But you chose last when you deceived me, and you'll regret it, but it's too late. How can I ever trust you? Samate Ramona Mihaela, 19 ani, din Hârșova. Te felicit și eu pentru această piesă frumoasă, pentru voce, pentru bacalaureat. Te felicit. Mulțumesc. Bravo. Frumos. Și am văzut ceva la tine. Stai, nu pleca. Am văzut un fluturaș. Este norocos? Da. Îți poartă noroc? Foarte mult. Mă bucur. Mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Și o invit alături de mine pe Ștefana Alina Dragomir, 18 ani, din Mangalia. Ce ne vei cânta? Am nevoie de iubire. Mult succes! Tine aș fi vrut să uit cum ești cu adevărat. Ai adus în viața mea o altă lume, dar acum eu știu că s-a terminat. Eu cea de ieri sunt aici acum și mă întreb ce va fi în urma ta. Aș punta oricând să mă întorc la tine, dar nu știu de vrei și tu cu adevărat. Spune-mi, te rog, tot ce simți acum, spune-mi ceva și mă întorc din drum din nou. Ca tot ce-am visat
ei, da, sună din ce în ce mai bine. Se numește, atenție mare pentru că veți mai auzi de ea, Ștefana Alina Dragomir, are 18 ani și vine din Mangalia, îi mulțumesc mult, mult de tot. Deja suntem la categoria 16-22 de ani, numai fete frumoase avem în acest final de ediție. Și pentru că vorbeam de fete frumoase și cu voci bune, o invit în scenă pe Loreta Mihaela Cazacu, 18 ani din Năvodari. Puțin mai devreme vă spuneam de Năvodari, am văzut niște fete pe acolo. Bună ziua! Cum merge treaba, Loreta? În vacanță, da? Da, în vacanță merge bine treaba. Să vă spun că ea cântă seara de seară. Cine vei cânta astăzi? Proud Mary. Proud Mary. Haideți să fim totuși mândri și de Loreta Mihaela Cazacu, 18 ani din Năvodari. Left a good job in the city, working for the men every night and day. I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way the things might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Here we rolling, hey, rolling, hey, rolling. A lot of plates in Memphis, and I pumped a lot of plane up in New Orleans. Ha! I never saw the good side of a city till I hit a ride on the riverboat Queen. I said, "Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning." Here we cu 18 ani din Năvodari. Foarte frumos, am observat că în fiecare etapă ți-ai ales piese foarte frumoase, care ți s-au potrivit foarte bine. Mulțumesc. Sperăm și de acum încolo să-ți alegi la fel de bine piesele. Sperăm. Data viitoare ce vei alege? Pop, rock? Nu dezvălui. Nu dezvălui. Ok, mult succes! Mulțumesc! Și vom încheia această categorie de vârstă 16-22 de ani cu Cristiana Dicianu, 20 de ani, din Constanța. Bună ziua! Ce ne vei cânta? Voi cânta Sway. Mult succes! Aplauze! When
rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bear with me, sway with me. When we have a way, you dance with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Live with my eyes, will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me sway as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway with me, stay with me. Sway with me, sway with me. No, other dancers may be on the floor. Deep with my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sounds of violin long before it begins. Don't make me sway, as only you know how. Make me sway as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now, sway me now. Yeah, sway me now. Yeah, yeah, yeah. Wow, yeah. Oh no, yeah. No, no, yeah. No, no, yeah. No, no. Cristiana Diceanu, 20 de ani, Constanța, o să te rog să rămâi aici și să cedezi microfonul colegei mele de prezentare, Simona Buiuca. Dragi prieteni, aceasta a fost cea de-a treia etapă a concursului Vocile Vacanței Litoral 2013. Nu uitați că avem un juriu deosebit la această a treia etapă compus din... Și o să începem cu domnul Gabi Soare. Gabi Soare, un om pe care îl doresc aproape și pe care mi-l doresc în continuare în juriul concursului Vocile Vacanței Litoral 2013. Cristian Tarcea. Un tânăr atent la ceea ce se întâmplă pe această scenă. El va oferi piesa în prima audiție și cu siguranță noi vom încerca să o facem hit. Domnul Cornelius Troie. Percuționist, om de artă, cultură și un suflet pe care... îl dorim și de acum încolo, dacă s-ar putea, în juriul Vocile Vacanței Litoral 2013. Doamna Liliana Cornilă. Frumusețe, eleganță, rafinament, dar și cadru universitar, asistent universitar, doctorand la Universitatea Ovidius. Și domnul Stelu Enache. Pentru că am vorbit de categoria 16-22 de ani, pentru poza de finală, invităm în scenă, în primul rând, pe cei care ne-au încântat, după care vor veni și cei mici, da? Și o să începem cu Gal Dorin, 20 de ani, din Nevodari. Moise Andreea Rariana, 19 ani, din Megidia. Chelariu Nadia Florentina, 17 ani, din Nevodari. Stamate Ramona Mihaela, 19 ani, din Hârșova. Dragomir Ștefan Alina, 18 ani, din Mangalia. Cazacul Loreta Mihaela, 18 ani, din Năvodari. Și alături de noi este Dicianu Cristiana, 20 de ani, din Constanța. Dragi prieteni, aceștia au fost participanții la cea de-a doua categorie, 16-22 de ani. Îi văd și pe cei ceva mai micuți, 10-16 ani. Peltea Daria Nicoleta, 10 ani, din Megidia. Mihai Cătălina, 16 ani, Hârșova.
Cosma Roxana Ioana, 10 ani, Neforie Nord. Naziru Andra Ioana, 14 ani, Megidia. Niță Bianca, 13 ani, Constanța. Și nu în cele din urmă, Lucan Denisa Ștefania, 12 ani, din Năvodari. Uitați-vă bine și ascultați și de acum încolo la Vocile Vacanței Litoral 2013, pentru că pe aici se ascunde vocea litoralului 2013. Pentru că am ajuns la finalul celei de-a treia etape, o etapă liberă, am rugat pe unul dintre membrii juriului, sau mai mulți, să ne spună despre cum s-a văzut de pe scaunul de jurat această etapă. Gabi Soare? Trebuie să spun că de la început și până acum se vede o evoluție și chiar am fost foarte plăcut surprins și astăzi. Am avut mari probleme să ne hotărâm cine, ce, cum, cui să-i dăm 12 puncte, 12 puncte, cui să-i dăm 5 puncte sau 6 puncte. Deci este groaznic de greu și nu cred că ați vrea să fiți în locul nostru. Acum îi înțeleg, întotdeauna am stat pe scenă, mai puțin în juriu, dar acum îmi dau seama cât e de greu să stai aici și să hotărăști cui să-i dai maximul de puncte și cui să-i dai mai puține puncte. În orice caz, felicitări tuturor. Eu pot spune clar, cu mâna pe inimă, că ați crescut foarte bine, ați evoluat, v-ați ales piese pe voce, v-ați ales piese pentru vârsta voastră de această dată, mă rog, cu mici scăpări pe aici pe acolo, dar una peste alta, cred că a fost absolut ok. Felicitări încă o dată și felicitări și părinților care vă dau suportul și sunt alături de voi la fiecare eveniment și știm că nu este ușor, dar așa este, trebuie să facem sacrificii cu toții. Felicitări și să vedem dacă mai are Cristi de ceva de spus. N-am nimic de spus, mi-a plăcut foarte mult, bravo! Mulțumim frumos! Cu siguranță, maestrul Cornelius Stoie, astăzi, pentru prima dată alături de noi, are să ne spună ceva, pentru că sigur a văzut ceva acolo printre voi. Da, am avut o misiune foarte grea. Sunt surprins, plăcut surprins de talentul și vocile voastre. V-aș recomanda pentru viitor atenție mare la alegerea piesei, pentru că nu contează că piesa este în top și foarte cântată la ora actuală, trebuie să vă alegeți o piesă care vă pune în valoare vocea. Deci căutați piese în așa fel încât în acea piesă vocea voastră să exprime absolut tot talentul vostru și să impresioneze juriul. Piesa contează foarte tare și e foarte important să fie adaptată la timbru vocii voastre. Nu alegeți niciodată piesele după hit, că se poartă sau că sunt niște piese care sunt rulate în mediile voastre tinerești. Alegeți și piese, atenție, și piese care să aibă și ele o valoare. Deci nu veniți cu piese compuse de mai știu eu cine sau care nu au nicio valoare artistică. De obicei, piesele care sunt foarte cunoscute și care sunt dificile sunt apreciate de toate juriile în funcție și de vocile voastre, dar și de valoarea piesei. În mare, sunteți foarte talentați, ați avut emoții, emoțiile sunt exprimate mai ales la mișcare scenică. Se pare că cei mici au fost mai dezinvolți potrivit vârstei lor, cei mai mari, în a doua categorie, puțin mai timizi și mai emoționați. Dar în mare vă felicit, aveți niște voci extraordinare și sunteți foarte, foarte talentați. Vă doresc mult succes în continuare și ascultați și studiați. Mulțumim frumos, maestre! Doamna Liliana Cornilă. Și eu vreau să vă felicit pentru că, într-adevăr, de la o ediție la alta, evoluția voastră este tot mai bună. Mă bucur că unii dintre voi, și cred că ei știu care anume, au făcut o mai fericită alegere în ediția de astăzi, în alegerea piesei. Așa cum și Cornel spunea, într-adevăr, de astă dată piesa a pus în valoare acea piesă, acea voce. O singură excepție, există o piesă pe care n-am să o numesc din bun simț, decență, care, după părerea mea, nu poate fi încadrată în categoria piesă pop sau muzică ușoară. E o piesă care poate fi cântată, poate într-un cadru familiar, da?
E ușor manerizată, îmi cer scuze, dar eu nu agrez acest gen și trebuie să punctez lucrul acesta. Referitor la ținuta scenică, unde eu, într-adevăr, punctez cu foarte mare atenție. Fetele au avut mult mai multă grijă cum s-au îmbrăcat, băiatul mai puțin. Mi-aș dori ca pe viitor să te văd și mai bine pus la punct. Referitor la gândul în scenă, dacă nu știți ce este asta, căutați pe Facebook, da, la categoria teatru. Voi sunteți în scenă, nu numai interpreți vocal. Da? Fiecare este atât interpret vocal cât și actor, pentru că fiecare piesă are un text, iar acel text exprimă niște trăiri și niște sentimente. Cu alte cuvinte, nu am să vă spun decât felicitări din tot sufletul, mă mândresc că am ocazia să vă jurizez. Felicitări! Mulțumim mult, doamna Liliana Cornilă. Vreau să vă anunț că Stelu Ionache m-a delegat pe mine să-i duc vorbele mai departe. Ați fost minunați în această a treia etapă. Încă o dată, mult succes, atenție mare la melodie, la mișcare, la zâmbet, la prezența pe scenă atât timp cât sunteți aici în fața camerelor de luat vederi. În 3 minute trebuie să spuneți o voce, să spuneți o poveste frumoasă, să aveți o voce deosebită și mergem mai departe să vedem câți vor trece în următoarea etapă, care va fi una impusă. Pop sau rock? Dragi prieteni, peste fix o săptămână ne întâlnim tot aici la restaurant Club Arlechin, la Vocile Vacanței Litoral 2013. Au fost alături de dumneavoastră Simona Buiuca și Liviu Predescu. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumim, la revedere, ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune! Vocile Vacanței Litoral 2013.